Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Și fiind o zi de binecuvântare, dorim acest Dumnezeu bun, mare și minunat să binecuvânteze în primul rând familiile, dar și toată adunarea. Amin? Aș vrea să mă adresez deopotrivă și părinților și copiilor. Și fiecare, în mod deosebit, să fie atent acolo unde e vorba de el, de situația, de etapa de vârstă în care se află, dar dacă vrea să fie înțelept, să ia aminte și la situațiile de viitor prin care poate să treacă, sau dacă vrea să fie pocăit, să ia aminte și la situațiile din trecut, care nu se pot întoarce, dar eventual să recunoască ceea ce s-a întâmplat atunci. Pentru că viața noastră este un întreg, trecut, prezent și viitor. Ce poate să facă un om ca să fie fericit? Pe parcursul acestei vieți și în final să moștenească în Împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea în ideea aceasta să vă vorbesc despre fericirea ascultării de Dumnezeu. De fapt, de unde pleacă lucrurile? În primul rând, noi suntem tributari unei moșteniri. Contează ce părinți am avut, ce bunici, ce străbunici. Pentru că Dumnezeu a spus cu însăși gura Lui și a scris cu însăși mâna Lui cuvinte care vi le citesc din cartea Exod, capitolul 34, versetul 7. Dumnezeu a spus că El pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Și asta este încă valabil pentru că așa este Dumnezeu. Ieremia spunea în plângerile sale, citesc din capitolul 5, versetul 3 în continuare, am rămas orfan, fără tată, mamele noastre sunt ca niște văduve. Versetul 7, părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Le purtăm mai exact pedepsele, că fiecare răspunde pentru păcatul lui, dar se transmit aceste efecte. Să ne amintim de Saul, de Ioab, oameni care au suportat anumite blesteme, ce s-au răsfrânți peste urmașii lor. Avem pentru ce să cinstim părinții, pentru că ne-au dat viață. Dar dacă părinții noștri au păcătuit, trebuie să știm că asta se poate lăsa cu anumite efecte. Evident, și pozitive, dar și negative. Apoi să nu uităm că este foarte important cum ne-am comportat noi de când ne-am născut. Fericirea ține, în primul rând, cont de părinți. Și vă citesc asta din câteva... versetul 7, cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Dar un al doilea capitol al fericirii noastre are de-a face cu copilăria noastră. Mă ascultă oare copiii? S-ar putea în parte să fie vinovați părinții, că voi, de exemplu, purtați o boală, că e ceva ereditar. Sau că un anumit duh vă ispitește mai tare ca pe alții, că tata și mama l-a acceptat în curte sau în casă. Dar ceea ce faceți voi în copilărie este direct responsabilitatea voastră, vina voastră.
De aceea Scriptura ne spune, vă citesc din Efeseni, din capitolul 6, de la versetul 1, copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci este drept să cinstești pe tata, pe mama. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit. Dacă nu, asta se lasă cu urmări. Știați că în Vechiul Testament copiii care nu ascultă trebuiau părâți de părinți și pedepsiți? Acolo nefericirea apărea repede dacă se aplica legea. În Cartea Deuteronom este scris la capitolul 21 de la versetul 18, dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de tata, nici de mama, nici dacă l-au pedepsit, tata și mama să-l ducă la bătrânii cetății și să spună, fiul nostru este neascultător și îndărătnic. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Deci iată că respectarea acestui articol făcea ca porunca care spunea că cine n-ascultă nu-i fericit cu multe zile, chiar că nici nu erau multe zile. Că trebuiau să-l omoare. Apoi, pentru a rămâne fericit, trebuie să te căsătorești corect. Bietul Solomon a greșit. Dintr-o mie n-a găsit una. Și acum când te gândești că n-ai voie decât la o singură încercare, cât de atent trebuie să fii, nu? Poți să fi fost ascultător în copilărie, dar, repet, dacă ai greșit la căsătorie, vă dau ca exemplu pe Samson. În copilărie, mânat de Duhul Domnului, toate bune. Dar când să se căsătorească, era tare ciudat. N-am ascultat de tata și de mama. Și am întâlnit eu la consiliere mulți de felul acesta, bărbați și femei care regretă asta. Spunea o beată soră, n-am ascultat de nimeni. Și n-am fost fericită nici măcar o zi, că din ziua anunții și-a dovedit gelozia. M-a pus să dau filmul să-mi arate că m-am uitat la nu știu cine de pe scaunul de mireasă. De ce n-am ascultat când m-am căsătorit? Și apoi în viață, dacă vrei să fii fericit, trebuie să te uiți. Ce debit ai în cărți de la părinți? Cum ți-a fost căsătoria, copilăria? Cum te-ai căsătorit? Apoi, dacă vrei să fii fericit, tu și copiii tăi, trebuie să vezi cum te comporți după ce te-ai căsătorit. Nu-i tot una dacă vei trăi frumos sau te vei abate. Nu-i tot una pentru copiii tăi dacă vor crește într-un mediu plăcut sau într-o stare în care își vor dori să evadeze, să plece din familie. Spunea împărăteasa din Seba către Solomon și despre el, ce fericiți sunt oamenii care stau în preajma lui, care pot să-l asculte. Într-o astfel de familie este o plăcere să stai. Acolo se simte bine și soțul și soția și copiii și alții dacă mai sunt bunici sau alții dacă vin musafiri, cum aminteam de împărăteasa aceasta. Numai așa se poate păstra fericirea. Și pentru că atunci când ești deja căsătorit, urmează o altă generație, copiii trebuie să fie atenți din nou, la rândul lor. Deci tu, ca părinte, să știi ce moștenire le lași, tot ce ai primit, sau le vei lăsa o moștenire mai bună? Spune Ieremia și Rea Petru că de la părinți unii au moștenit minciună și idol de șerți. Tu tot aceeași moștenire vrei să o lași copiilor tăi? Se transmit efecte și de la bunici, de la străbunici, cum vă spuneam, până al treilea și al patrulea an, nu mai poți să rectifici ce au făcut ei. Ba uneori chiar că trebuie să-i protejezi chiar direct pe nepoți de bunici, dacă sunt cu stările lor vinovate sau dacă sunt necredincioși cu atât mai mult. Dar tu, ce poți să faci pentru copiii tăi? Am citit din Psalmul 37, cel neprihănit trăiește în neprihănirea lui.
Și ce frumos este când să apară deja câteva generații de credincioși. Să fie și părinții, și bunicii. Cunoașteți situația recabiților. Erau deja câteva generații în care s-a statuat această stare de ascultare. Iar voi, copiii, la rândul vostru, puteți să fiți, dacă părinții voștri au fost buni, să păstrați această moștenire sau să nu o păstrați. Sau dacă părinții au fost răi, să schimbați voi de la generația voastră. Hai, vă citesc aceasta din Ezechiel, capitolul 18. Deci există, teoretic vorbind, șansa să se meargă pe rău, să se treacă de la rău la bine sau de la bine la rău. Ezechiel 18, citim de la versetul 4. Iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păgătuiește, acela va muri. Și acum dă un caz. Și aici vorbea Domnul, prin profet. Omul care este drept, să spunem tata sau mama, face judecată, dreptate și enumeră stări de neprihănire. N-a suprește, este milostiv, nu împrumută cu dobândă, judecă după adevăr într-un om și altul. Versetul 9, urmează legile și păzește poruncile mele, lucrând credincioșie, omul acela este drept. Ce har să ai un asemenea părinte și tu să fii un asemenea părinte. Corect, credincios în toate. Dar scrie în continuare, dacă omul acesta are un fiu iute la mânie, care varsă sânge sau care face ceva de felul acesta, nu neapărat le încalcă pe toate, parte din ele. Dar se poate întâmpla și mai grav, versetul 11, dacă acest fiu nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprihănit. Se poate și așa? Cel puțin textul ăsta admite o astfel de posibilitate. Și arată câteva vinovății, exact pe dos, spunem noi, de cum s-a portat tatăl său, spune versetul 13, nu va trăi, a săvârșit toate aceste urăciuni, de aceea trebuie să moară. Dar iată varianta cealaltă, așa că nimeni nu poate da vina totalmente pe alții. Purtăm ceva de la părinți, dar noi putem să schimbăm ceva în viața noastră. Versetul 14, dar dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, și stimați părinți, copiii ne văd păcatele dacă le facem. De cei din casă nu ne putem ascunde. Le vede, dar nu face la fel. Și sunt astfel de situații. Dacă fiul același, iar enumeră, nu mănâncă pe mulți, nu ne cinstește, nu asuprește, își abate mâna de la nelegiuire. Versetul 8, tatăl său a fost un asupritor, a răpit de la alții. Și fiul nu face așa ceva. Omul acela va trăi și întreba unii, pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru iertatea tatălui său? Pentru că fiul a lucrat după neprihănire. Deci îmbinând ce am spus până aici cu acestea, înțelegem că deși purtăm ceva de la părinți, am putea cel puțin să diminuăm, să oprim acest vilar al păcatului. Doamne, îndură-te de noi! Mi-amintesc că într-o familie am surprins o discuție când unul dintre copii a spus tatălui, auzi, tu știi mai bine pe înaintași, știi ce s-a perpetuat până aici, cât poți oprește, să nu mai treacă, fii un zid, să nu mai treacă avalanșa păcatului peste generațiile care vin. Pentru că prea adesea se observă acest transfer de vinovăție și de păcate. Și culmea este când copiii își acuză părinții și într-un fel sau altul le repetă greșelile. Doamne, îndură-te de noi! Așadar, stimați părinți, fiți buni părinți, nu ca părinții voștri, dacă n-au fost ei la rândul lor. Dacă au fost, urmați-le viața sfântă. Că este, repet, o binecuvântare să avem deja mai multe generații de credincioși. Iată că
copilașii aduși la binecuvântare, cum spunea fratele Liviu, păi se roagă părinții pentru ei, dar iată că se roagă și bunici. Domnul să dea îndurare tuturora. Și aș vrea aici o observație să mai fac și tot ce am spus până acum, luați-le împreună ca niște probleme care pot să apară moștenite, perpetuate, adăugate, anulate pe parcursul vieții. Și aș vrea de aceea acum să vă arăt că fericirea noastră are o cheie, una singură, e destul. Ascultarea de Dumnezeu. Și vă citesc asta din Biblie. Deuteronomul, capitolul 6. De la versetul 1. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeu vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care vă luați stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, atenție, vorbim de familie, tu, fiul tău, fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar Israel, și caută să le împlinești, ca să fii fericit. Ați reținut? Cum poți să aduci binecuvântare peste copii și peste nepoți? Ce moștenești dacă ai avut părinți credincioși? Ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Dumnezeul tău, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Și acum vă întreb, care e țara care ne-a fost făgăduită nouă și ce înseamnă zile multe? Zile multe înseamnă câte au fost? Alea nu mai e niciuna. Zile multe, în înțelesul întregii Scripturi, înseamnă o veșnicie, Doamne, dă-ne-o! Iată că putem să facem ceva pentru adevărata fericire care nu este aici. Nici vorbă. Da, este o fericire și aici, da, e atât, cât aici. Și cei de afară n-au sub nicio formă fericire, ei o caută numai aici. Spune Scriptura în Psalmul 49, citesc de la versetul 18, să se tot creadă omul fericit în viață. Și să se tot laude cu bucurile pe care și le face. Că are și că e sănătos și că poate și că deja are, mă auzim pe câte unul, uite, am 70 de ani și încă sunt pe putere și stare. De cât credeți că o să se mai laude? Încă pe atâta? Nici vorbă. Căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Dacă privim viața numai pentru aici. Și Asaf era frământat, scrie în Psalmul 73, Doamne, uite cât le merge de bine. Și l-au zis, stai, că e așa scurt, nu e nimic ca toată. Și apoi a găsit, de fapt, secretul fericirii. Da? Solomon. Ce n-a avut Solomon, dragii mei? Ascultați-mă puțin așa, o vorbă de suflet. Mi se pare că suntem totuși puțin materialiști și credem că de aici ni s-ar trage nițcai fericire. Și mai avem una din slăbiciunile lui Solomon, mă aud tinerii ce le spun. Știți ce a zis el în Eclesiastul 2? Să încerc puțină nebunie în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune. A reușit? Nici pomeneală. În aceeași carte Eclesiastul 2 scrie că l-a apucat o mare deznădejde. Deștept ca nimeni altul, bogat în generația lui ca nimeni altul. A zis, nu e nicio fericire. Goană după vânt. Dar unde a greșit Solomon? Și-a permis să treacă peste porunci. Și-a permis în îndrăzneala lui, s-a încrezut în sine. Și-a greșit. N-a fost fericit. Nici măcar zile multe n-a apucat, că o viață lungă i-a fost dată cu condiția
trăiri în neprihănirea ascultării și n-a avut parte de a ajuns rege foarte timpuriu. Tradiția ebraică ne spune că a murit la vârsta de 58 de ani. Da? Ascultați-mă! Nu e o vorbă în popor. Ascultă-mă să te asculte Dumnezeu. Dar să-L ascultăm pe Dumnezeu și iată ce înseamnă a asculta. Primul lucru, Deuteronom 6:1, iată poruncile și rânduielile pe care a poruncit Dumnezeu vostru să vă învăț. Psalmul 81, citesc versetul 8. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui. Secretul fericirii este ascultarea și ascultarea înseamnă mai întâi să înveți, să știi poruncile. La cine mă adresez eu acum? La părinți sau la copii? Ați priceput că și la unii și la alții? La părinți mă adresez spunându-vă învățați-i. La copiii, la fanfariști ăștia, le spun, măi, voi învățați-le! Psalmul 78, de exemplu, spune că Dumnezeu a pus o lege în Israel ca să-și învețe părinții copiii. Dar cartea Proverbele cui se adresează? Acolo nu spune la tata să învețe pe copil, acolo... Cartea asta e adresată la copil și spune, ascultă ce spune tatăl tău! Adică mai întâi, învață-le, ia aminte, așa ce pe capitolul și 2, și 3, și 4, și 5, fiule, ia aminte. La dumneavoastră acasă, cine nu-i la oră? Profesorul întârzie sau copiii nu intră în clasă? A, copiii nu stau cu minți în bancă, nu? Dar ne-a rămas în memorie aici la Betel când au venit frații aceia menoniți, fratele Phil Byler, cu copiii, între altele avea o fetiță micuță, a stat ca icoana. N-a mișcat. Și cu mânuțile la rugăciune și... E foarte important. Primul pas care îi privește și pe părinți și pe copii să învețe aceste porunci, legi, rânduieli, date de Dumnezeu. În vremea noastră este un mai mare interes pentru știri și pentru joacă, pentru de toate, pentru muncă, pentru de toate, cum am zis. Și nu pentru a învăța aceste porunci sfinte. Știți poezia aceea? Acum când toată lumea în grabă aleargă zi de zi la treabă, eu mi-amintesc de vremuri moarte, mă duc cu gândul în altă parte, când tata ne citea din carte. Ca vechi preoți la altare, stăteam cu toți, cu mic și mare, și pentru fiecare în parte, chiar tata ne citea din carte. Porunci, chemări, avertismente, recăpătau cerești accente, nu erau doar slove moarte, căci tata ne citea din carte. Dar azi despui, spun în pripă, că nu mai au timp. Risipă. Dar știu bine bună oară ce vrem, trăiam odinioară. N-aveam nici porți, nici ziduri sparte, că tata ne citea din carte. În viața familiei noastre am văzut copiii de pe la mijloc n-au beneficiat de aceeași învățătură, că am posprins cu prea multe și cu construcții și cu alte și alte lucruri. Și s-a văzut, mai apoi, chiar dacă le-am dat și acum au mai regăsit caietele lor de conspecte, citeam câte un capitol, o facem și acum și cu nepoții și fiecare se spune câte o idee, am văzut la copii, nu le fuge mintea numai pe telefon și pe tablete, le fuge mintea și din Biblie dacă îți faci timp la aceste ore de învățătură sfântă. Te mir la copiii de grădiniță, uneori clasele primare, ce-au priceput ei din Biblie, mie nu mi-a venit în minte o asemenea idee. Și foarte important, zice Scriptura aici în Deuteronom 6, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Doamne, ajută-ne cel puțin asta s-o facem, amin? Apoi, scrie aici în 6 cu versetul
1 în continuare, să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Asta cine trebuie să urmărească? Păi părinții, în primul rând, da. Dar oare copiii vor pricepe și asta, tinerii, să le împlinească? Pentru că apare un proces, mă întorc la Psalmul 81, scrie aici, v-am citit versetul 8, ascultă poporul meu și te voi sfătui, Israel, de mai asculta. Ce? Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău, să nu te închini înaintea Dumnezeilor străini. Dumnezeu este gelos, este exclusivist, nimic altceva. E sfânt, nu admite nimic. Și acum întorc pagina. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului, spunea la evrei, că numai după ce i-a scos din țară, i-a învățat. Așa încep cele 10 porunci. Eu v-am scos din Egipt, vă dau o țară bună, dar uite ce trebuie să faceți. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu, Israel nu m-a ascultat. Atunci am lăsat în voia pornirii lor și a urmat sfaturile lor. Știți ce spunea Moise în cântarea care Domnul a spus să învețe pe evrei? Că nu vor asculta. Știți ce a spus Iosua la sfârșitul vieții sale, Iosua 24? Voi nu o să ascultați. Scrie că în vremea lor copiii vor fi neascultători. De ce? Cum? Pentru că n-au fost învățați? Uneori da, pentru că n-au fost învățați. Dar nu întotdeauna, pentru că n-au fost învățați. Ce Dumnezeu nu i-a învățat? Atuna de la înălțimea Sinaiului, ce nu i-a învățat Moise? I-a învățat până la bătrânețe. Ascultați-mă, părinți, copii, deopotrivă, este ceva în noi pornit să ne asculte. Zice în Roman 7, nu-i timp să le citim pe toate. Că atunci când s-a dat porunca să nu furi, ce i-a venit omului? Ah, se poate fura, mă. M-a ascultat o emisiune la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, fratele Ioan Ciobota, spunea de un program pe telefon, atenție părinți, care învață pe copii toată teoria asta progresistă. Că băiețelul poate fi fetiță și invers așa mai departe, de la 3 ani. Și mi-a plăcut, era în dialog cu cineva, nu spun, a zis el, cum se numește programul, ca să nu dau o idee păcătoasă. Că există o tendință, și când știi, și când nu știi, în a nu face. Mai spun eu la copii uneori când, nu! Zic, și ăsta e din neamul, nu vreau. Ați regăsit în voi, în noi, această ciudată atitudine, reacție. Ce vă este mai ușor, măi copii? Să faceți, să ascultați sau să nu faceți? Și exclamă apostolul în Roman 7:24, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup? Vreau să fac binele? Nu pot. Văd în mine ca o lege, zici că e gravitație. Eu vreau să stau la înălțime și totul pică jos. De aceea, dragi copii, ascultați-mă, care ați intrat la cateheză, care ați venit la stăruință, dacă Domnul ajută, pare mi se peste vreo 2 săptămâni să avem iară stăruință, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, că firea noastră e pornită la rău și să n-asculte, Doamne, vino cu energii duhovnicești, vino cu puterea Ta în viața noastră, că nu cumva ce am învățat să încălcăm și să pierdem fericirea. Spune Scriptura în Psalmul 78, vă citesc de la versetul 9, fiul lui Efraim înarmase, trăgând cu arcul, au dat dos în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul Domnului și n-au voit să umble în tocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrărilor minunile pe care li le arătase. Și tendința asta este atât de puternică, încât îi urmărește pe om toată viața. De aceea spunea Pavel, Fapte 20:24, nu țin la viața mea, m-aș vrea să închei cu bine, de mare lucru. Mare lucru. Spuneți-mi, vă rog, când a căzut Solomon la bătrânețe? De ce nu l-a învățat tatăl său?
Am angajat ca învățător și pe Natan. Dar ce nu a știut el? Dar nu el a scris cartea Proverbele? Nu și-a învățat copilul atât de didactic, atât de frumos? Ce capacitate avea? Și el a căzut, și băiatul lui a căzut. De ce? David, recent mi-a dat cineva cadou o carte, Lacrimi pentru Urie, soțul Batșebei. Păi atât a scos de acolo, foarte interesant, măi. Ce om a fost Urie. Între altele spunea, ce încredere avea David în el, a trimis scrisoarea aceea, a zis, avea mai mare încredere decât în mesagerul regal. Că nu o deschide să vadă ce scrie acolo. Și a fost în stare David de o asemenea faptă și știți cât a plătit și el și copiii lui. Iată cât ar trebui noi să fim și părinți și copii deopotrivă de atenți să-L ascultăm pe Domnul în toate. Amin? Ca nu cumva în timp să gafăm, să se lase cu efecte, să aruncăm vinovăție și peste alții. Scrie aici în Psalmul 81, îmi place finalul acestui psalm. Am citit versetul 12, a zis, i-a lăsat. Scrie și în Romani 1, chiar vorba de stricăciunile astea care sunt în lume. Scrie în Romani 1 cu 24, cu 26 și cu 28. Dumnezeu i-a lăsat, aceeași expresie apare. Și noi ne mirăm de ce nu iese Dumnezeu înaintea unora. Dumnezeu lasă oameni. Le spune, de mai asculta. Versetul 13, de m-ar asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile mele. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor, că Dumnezeu când n-ascultau, îi lăsa liber și ajungeau pe mâna diavolului și a dușmanilor și ajungeau rău de tot. Cei ce urăsc pe Domnul ar linguși și acum atenție, fericirea lui Israel ar dăinui în veci. L-aș răni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem și părinți și copii că există o singură cale, o singură sursă a fericirii, ascultarea de Dumnezeu. Dacă nu, ne nenorocim pe noi și ne nenorocim pe alții. Poate unora, aici la Betel, li se pare că prea ținem la anumite reguli. Ascultați-mă! Îmi zicea un frate, am ascultat predicile tale, frate, și pățutul le-a ascultat câțiva ani, a venit aici la biserică, din altă parte a țării, de la București. Când am venit, după cum predici, m-am așteptat să găsesc o biserică mai pocăită de cum mi s-o părut mie că sunteți. Eu cred că sunt aici oameni credincioși, dar uneori aveam de face și cu părinți și cu copiii care parcă tot ar vrea să se slobozească lucrurile, să... Dar, dragii mei, înțelegeți că astea vin de la Dumnezeu și dacă nu ne nenorocim pe noi și pe voi. Pentru că învățătura trebuie dată corectă de la adunare, corectă de acasă și chiar dacă cineva să spună, da, dar eu sunt în altă adunare și aici așa e și pe mine acasă părinții nu mă silesc. Dar scrie în Biblie că și tu trebuie să cauți pe Domnul cum a făcut-o Iosia. Și dacă n-ai avea adunare și dacă n-ai avea părinți, dar și cu adunare și cu părinți, cum sunt cei mai mulți care vă îndeamnă pe drumul cel bun, atunci, cum a anunțat și Duhul Sfânt într-una din dățile anterioare, să nu încercăm să rupem legăturile, ci nici să nu stăm în forță și tot la limită, dragii mei, nici să nu vrem noi să fim super sfinți, că nu se poate. E suficient să fim așa cum place Domnului. Domnul să se îndure de noi, să ne dea har să ascultăm, să ne dea putere să împlinim și să rămânem statornici până la sfârșitul vieții, ca să fim fericiți pentru vecii vecilor. Amin.